Medicii de familie sunt din ce în ce mai îngrijorați privind deteriorarea stării de sănătate a pacienților pe care i-au înscriși pe liste. Fac ravagii boli grave ca hipertensiunea arterială, diabetul sau cancerul, considerate a fi boli ale secolului. Și faptul că acum este și vară, deci apar căldurile, trebuie să avem grijă foarte mare cu pacienții hipertensiți. Hipertensiunea și, în general, bolile cardiovasculare sunt afecțiuni care sunt foarte întâlnite în patologia cetățeanului român. De exemplu, la mine la cabinet, din cei 2200 de pacienți, cam 800 sunt cu hipertensiune arterială, deci cam 30%, este un procent destul de mare. Și datorită faptului că sunt atât de mulți și mortalitatea prin accidente și complicații ale hipertensiunii arteriale este foarte mare. Trebuie ținut cont că suntem pe primul loc în Europa pentru ca și cauză de deces bolile cardiovasculare. Cauzele legate de apariția tot mai frecventă a acestor boli grave sunt legate în primul rând de stres, lipsa de mișcare, alimentația nesănătoasă și un regim de viață din zi în zi mai nesănătos. Una din cauze este stresul, activitatea fizică intensă, alimentația nerațională, alimentația cu multe substanțe, cu mulți hidrocarburi, mult diabet există, tot datorită alimentației. Deci toate aceste boli sunt boli ale secolului, cum s-ar spune, deci factorii de mediu și condițiile de viață contribuie în proporție de 50-60% la această patologie. Peste 60% din decesele din România au drept cauză bolile cardiovasculare, procentul fiind cu 12% mai mare ca în restul țărilor din Uniunea Europeană. Incidența acestor boli a crescut foarte mult în ultimii 10-15 ani. De altfel, România mai marchează încă un record nedorit, acela că la noi se existe și cea mai scăzută speranță de viață în țările membre ale Uniunii Europene.